Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Un bărbat de 35 de ani a murit în noaptea de joi spre vineri la termocentrala Paroșeni în timpul serviciului. El se afla la lucru și s-a opărit cu cenușă încinsă. Un alt angajat a suferit și el arsuri, dar a fost externat la spitalul din Lupeni după primele investigații. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional! Cei doi bărbați lucrau la evacuarea cenușii, așa cum spun cei de la termocentrală, și în momentul în care au evacuat praful rezultat în urma arderii, unul dintre ei a fost surprins. Potrivit directorului termocentralei, omul avea o vechime de cel puțin 7 ani și nimeni nu știe de ce s-a întâmplat acest tragic eveniment. Din păcate și cu tristețe și regret, este un accident de muncă care s-a soldat cu pierderea vieții omenești. Domnul Micionca pentru angajat al nostru, 35 de ani, tatăl unei fetițe, era operator Moricota 0 Kazan și nu făcea altceva decât verifica starea instalației și intervenea acolo unde era cazul pentru operațiuni prevăzute în fișa postului și de data aceasta același lucru. Primii care au intervenit imediat după nefericitul incident au fost cei de la Smurd și se pare că bărbatul ar fi inhalat cenușă fierbinte. Este o conductă prin care se elimină praful. Praful acela din conduct ajunge pe un canal de scurgere și, din câte am înțeles, încerca să desfunde conducta respectivă care s-ar fi în contact cu praful. Ancheta a fost preluată de inspectorii ITM, care au ajuns imediat la fața locului. Din păcate, sunt două victime, dintre care una decedată, cu arsuri pe toată suprafața corpului, iar cea de-a doua victimă cu arsuri de gradul 2 la nivelul membrelor inferioare. Ancheta a fost preluată de către ITM Funedoara, colegii noștri azi noapte au fost la fața locului și au luat primele date preliminare. În termen de 15 zile, dacă nu intervine altceva și dacă putem să luăm declarații persoanei accidentate din spital, vom finaliza controlul. Trupul fără viață al bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală, unde medicii urmează să stabilească exact cauza morții. O anchetă va scoate la iveală și modul în care s-a produs accidentul mortal. Imediat după isteria la pompă, ITM a pornit o acțiune de control, în urma căreia a găsit o serie de nereguli. Potrivit inspectorilor de muncă, controlele au cuprins toate stațiile de carburanți și au vizat respectarea normelor și convențiilor de muncă. Totalul amenzilor se ridică la 20.000 de lei. Aproape la toate benzinăriile controlate au fost găsite nereguli în județul Hunedoara, iar acolo unde situația a impus, inspectorii ITM au dat amenzi. Controlele s-au finalizat cu amenzi în valoare de 20.000 de lei, 11.000 de lei pe sănătate, securitate în muncă și diferența de 9.000 pe relații de muncă. Stațiile de carburant nu aveau actele în regulă, iar în unele locuri personalul nu era testat, ori nu avea normată și nici plătită perioada de lucru de pe timpul nopții. În principal au fost nerespectarea timpului de muncă și de odihnă și a repausului săptămânal, nerespectarea sporurilor pentru munca de noapte, iar pe nivelul SSM au fost mai multe, putem enumera printre ele neîntocmirea fișelor de aptitudini, neîntocmirea instructajului periodic, adică depășirea termenului pentru instructajul periodic, nestabilirea condițiilor de muncă, adică stabilirea zonelor cu risc ridicat sau periculos, nerespectarea planului de prevenire și protecție. Am dispus în jur de 50 de măsuri de îndeplinire la aproximativ 64 de controle. Inspectorii de muncă au fost în control alături de reprezentanții ISU, dar și de polițiști, și campania de verificare a fost intensificată după isteria generată de presupusa creștere a prețurilor la pompă și au fost vizate toate stațiile de carburanți sau cele care vând gaz lichefiat. Se fac deja primele pregătiri pentru prima proiecție la cel mai nou cinematograf din Valea Jiului, care va fi deschis la Lupeni. Compania Națională de Investiții va finaliza proiectul în scurt timp.
Investițiile în reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea cinematografului cultural din municipiul Lupeni au fost începute acum 2 ani în baza unui proiect depus de Primăria municipiului Lupeni la Compania Națională pentru Investiții. CNI asigură de altfel și cea mai mare parte a fondurilor necesare pentru executarea acestei lucrări, dar și Primăria și Consiliul Local al municipiului Lupeni are partea sa de contribuție, acesteia revenindu-i finanțarea cheltuielilor de racordare la utilități a cinematografului și, după deschidere, cele de întreținere și exploatare a acestuia. Un proiect de suflet pentru mine personal și pentru municipiul Lupeni, un proiect la care am muncit foarte mult. Încă de acum 4 ani de zile am făcut primele demersuri pentru că astăzi avem ceea ce se vede aici. Într-adevăr, este o lucrare foarte bine lucrată, este foarte bine realizată. Mă bucur că ne aflăm pe ultima 100 de metri. Deja am și făcut contractul cu firma care se ocupă de livrarea filmelor, de tot ceea ce înseamnă și aceste mici detalii. Chestiunea pe care o mai avem de făcut la cinematograf este partea de intrare din față, unde nu ne permite momentan timpul să lucrăm, deoarece se vede că este destul de frig, ninge și nu poate echipa să pună granitul și toate celelalte lucruri importante la intrare, fiindcă va arăta foarte frumos, va fi foarte bine iluminat și din acea parte de interior. A fost o lucrare foarte grea, s-a muncit foarte mult la ea, fiindcă toți acești pereți au fost cămășuiți, au fost introdus din nou plase de fier peste tot, a fost o ruină, într-adevăr, acum un an și jumătate, dar mă bucur că astăzi arată așa și mă bucur că mai avem câțiva pași și reușim să inaugurăm acest obiectiv, care cu siguranță va da un plus de valoare în ceea ce înseamnă viața lupenenilor și în ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a noastră a tuturor. 274 de locuri sunt disponibile în noua sală, iar primarul spune că și-a dorit mult finalizarea cinematografului. Să ne ajute Dumnezeu să prindem cât mai multe obiective de genul acesta, fiindcă ele, cu siguranță, în primul rând, ne aduc un plus în ceea ce înseamnă cultura și filmele care vor fi aici redate. Și v-am spus, este și proiectul meu de suflet. Aici a lucrat mama mea undeva la 14 ani de zile. Chiar o doamnă care a lucrat în acest cinematograf împreună cu mama mea lucrează astăzi și la primărie și am discutat deja să se ocupe într-o perioadă de timp de el. Pentru implementarea acestui proiect de investiții sunt alocate fonduri în sumă de aproximativ 7 milioane de lei. Primul film va rula aici, cel mai probabil, în primele zile ale lunii mai. O simplă joacă, o glumă proastă, un anturaj greșit și poți ajunge infractor. Asta au aflat liceenii de la Colegiul Economic Hermes după ce au participat la o lecție deschisă la care a venit și un procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani. Nu știau cât de mică este granița și nici nu au bănuit cât de aproape au fost uneori de a comite o infracțiune. Între 16 și 18 ani, noi nu mai suntem obligați să facem această expertiză, deoarece legea consideră că între 16 și 18 ani minorii au discernământul format și efectuarea unei astfel de expertiză se dispune doar dacă există anumite dubii sau indicii cu privire la capacitățile intelectuale ale minorului. Cei mai mulți elevi au spus, după ce au aflat de la procurorul Robert Scoarță, că nu se gândeau că pot deveni infractori chiar și din joacă. Domnul procuror ne-a explicat foarte calm și foarte educativ tot ce se poate întâmpla și toate riscurile pe care le putem avea în calitate de elev dacă comitem o infracțiune. Le știați? Nu știam foarte multe dintre acestea și ne-a spus și ce să nu facem și ce este parțial legal. Ce ți s-a părut cel mai important? Adică ce nu te-ai fi gândit că poți să ajungi chiar să fii arestat? Mi-a spus că dintr-o simplă bătaie, ori din prietenie sau așa, se pot trage alte concluzii de la alți colegi sau alți martori și putem fi trași la o răspundere foarte mare. Mi-a spus că de la simple droguri dacă luăm sau putem fi traficanți dacă împărțim mai multor persoane și mi se pare foarte riscant chestia asta și se pedepsește foarte grav. Te-ai gândit vreodată că dintr-o glumă, dintr-o joacă, chiar poți să ajungi să răspunzi penal? Da. Astăzi am învățat de la domnul procuror că este foarte important anturajele în care aparții și prietenii cu care stai zilnic pentru că te pot influența negativ. Te-ai gândit înainte la asta? Nu prea. Adică nu era un subiect foarte important pentru mine.
Proiectul denumit generic Justiția pentru tineri presupune acomodarea elevilor de liceu cu mediul juridic descifrat pe înțelesul lor, în contextul diversității și complexității lumii moderne, a globalizării, a creșterii violenței în școli și în afara ei. Educația juridică devine o componentă majoră a educației contemporane, iar proiectul s-a născut din necesitatea formării la elevi a competențelor de a comunica, de a coopera și de a interacționa în mod adecvat și legal, de a rezolva pașnic conflictele, de a avea o atitudine pozitivă față de persoanele din jur. Este un proiect de educație civică care a debutat acum 5 ani de zile și suntem foarte, foarte mândri de el, deoarece de-a lungul acestor ani, organizându-l în fiecare an, am reușit să atragem alături de noi, ca și parteneri, foarte multe licee din județ și toate liceele din Petroșani, respectiv liceul din Petrila. În fiecare an, domnul procuror este alături de noi, din partea parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani și stă de vorbă cu elevii noștri, prietenește, în urma parteneriatului pe care l-avem încheiat cu parchetul. Elevii sunt interesați, devin curioși și pun întrebări legate de modul în care ei pot fi trași la răspundere. Află pentru ce răspund penal, dar și de la ce vârstă. Biblioteca Județeană, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat un eveniment deosebit cu prilejul Zilei Francofoniei. Partenerii au fost Liceul Tehnologic Anghel Saligny și Centrul de Afaceri Simeria. Manifestarea a cuprins și un concurs de cultură generală și o expoziție de pictură și cărți în limba franceză. Ca în fiecare an, Biblioteca Județeană a organizat o manifestare culturală dedicată Zilei Internaționale a Francofoniei, care se sărbătorește în 20 martie. Numeroși elevi de la Liceul Tehnologic din Simeria au participat la această acțiune, unde s-a prezentat o paletă largă a culturii franceze și a vieții personalităților. Elevii au participat la un concurs de cultură generală. Pictorii care au pictat în aer liber. Da. S-a părut interesant pentru că fiecare a fost atent pe ceva și a fost rapid, a ridicat repede mâna și a răspuns. A fost un concurs interesant. După părerea mea, a fost un concurs de cultură generală care majoritatea copiilor ar trebui să știe răspunsurile și trebuia să ai atenția necesară pentru a putea ridica în timpul necesar mâna. În general, mie îmi place istoria și istoria Franței face parte din una dintre ramurile istoriei care îmi plac. Întrebările care au fost la concurs nu au fost grele, au fost foarte mult de cultură generală. În general, a fost foarte bine. Cei mai buni au fost răsplătiți cu premii, constând în cărți și diplome. Organizatorii și colaboratorii sunt bucuroși de faptul că elevii au fost bine pregătiți și s-au implicat în acțiune. Păi organizăm în fiecare an sărbătoarea francofoniei, pentru că limba franceză a fost întotdeauna o limbă foarte îndrăgită, foarte cunoscută, foarte mult folosită, inclusiv în conversațiile cotidiene. Sigur că acum a cedat locul englezei, nu pot să spun din păcate, așa este mersul locurilor, dar facem tot ce se poate ca măcar de 20 martie să aducem în atenție civilizația franceză, cultura franceză, istoria Franței, locuri pe care merită să le vizitez, nu numai în Franța, ci în țările francofone. Dar Franța fiind nucleul mișcării francofone, suntem concentrați pe a prezenta Franța, personalități, monumente, momente istorice, așa mai departe. Și încă de pe acum am terminat acțiunea asta cu alfabet francez, să zic așa, Franța de la A la Z, și să vedem ce facem anul viitor. Încă de acum ne documentăm și mai ales pentru copii, pentru elevi este foarte important. Conducerea Bibliotecii Județene organizează permanent acțiuni culturale diverse și interesante cu sprijinul Consiliului Județean. Oricât de dificile ar fi momentele pe care le traversăm, nu am renunțat la manifestările noastre culturale devenite deja adevărate tradiții. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de momente care ne îmbogățesc spiritual. Cultura și civilizația Franței au atras întotdeauna admirația și interesul românilor. Franța este țara care a fost mereu alături de România în momentele cruciale din istoria noastră. Limba franceză este a patra limbă vorbită în lume, după limbile engleză, chineză și hindi. Cu toate că în era digitalizării, limba franceză a pierdut destul de mult, mai ales în interesul tinerilor. Orice încercare de a face cunoscute valorile și simbolurile Franței este binevenită. Pe acest raționament am alcătuit și noi astăzi prezentarea având ca temă Franța de la A la Z.
Pentru un plus de culoare, acțiunea a cuprins și exemplificări muzicale prin care cei prezenți au putut asculta Marseieza și o melodie interpretată de Edith Piaf. Un tânăr regizor, încă student, aduce în fața publicului din Valea Jiului avantpremiera spectacolului Viața e vis de Pedro Calderon. Punerea în scenă are loc sâmbătă de la ora 18 la Teatrul Dramatic de Sârbu din Petroșani. Cine ești? Doar tu mi-ai țintuit de necaz în sufletire, minunare de privire și de auz extaz uimit. Viața e vis este considerată cea mai reprezentativă piesă a teatrului calderonian, ce a avut premiera la Madrid în 1635. Morala spectacolului este reflectată de efemeritatea vieții pământești, doar un vis tranzitoriu în comparație cu viața din viața de apoi. A fost o lună în care am trecut prin foarte multe, pentru că a fost și prima mea întâlnire cu un teatru de stat, un teatru adevărat. Până acum am fost doar în facultate și a mers bine, au fost provocări, dar mi-au plăcut, a decurs, în general a decurs cum trebuie. Au fost și momente în care ne-am simțit bine, au fost și momente în care ne-am certat. Mi s-a părut mult mai greu textul acesta, așa că jumătate din timpul de repetiție mi-a luat să învăț textul, să-l pot reține. Despre spectacol, despre poveste, pot să vă spun că este vorba despre un prinț care este ținut încarcerat foarte mulți ani, 25 de ani de zile, crezând că este blestemat. Și când iese din temniță, când se hotărăște regele să-l scoată din temniță, încearcă să se răzbune pe toată lumea, dar într-un final decide să fie bun. Absolvent al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, viitorul regizor a ales scena de la Petroșani pentru a-și susține examenul de licență cu acest spectacol, sub coordonarea profesorului său, Gelu Badea. În acest spectacol, pe scenă vor urca Alexandru Cazan, Gheorghe Stoica, Sergiu Fârte, Corina Vișinescu, Simona Codreanu, Laurențiu Vlad, Daniel Cergă, Alexandru Mihai și Izabela Badovici. Mergi la cinematograf, iar o parte din suma încasată din vânzarea biletelor va ajunge la refugiații din Ucraina. Decizia aparține producătorilor, iar filmul lui Andrei Huțuleac, Copacul Dorințelor, Amintiri din copilărie, va fi pe marile ecrane de vineri 25 martie. Filmul va fi lansat în cinematografe de vineri de la ora 15:30, iar sâmbătă și duminică de la ora 14 și 50% din costul biletului, adică 10 lei, ajung în contul deschis pentru ajutorarea ucrainienilor care se refugiază în țara noastră. Copacul Dorințelor, Amintiri din copilărie, prezintă povestea Marei, o fetiță de 12 ani grav bolnavă, care pornește într-o călătorie fantastică plină de năzuințe. Fata descoperă lângă un centru de îngrijiri paliative un copac care o poate transporta în povestea ei preferată, Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Copiii nu mor. Copiii devin prințese, prinți. Ce casă e? La copchilă, cu tine vorbesc. Mica! Ai o pupăză care face ouă de aur? Este un film pentru întreaga familie inspirat din fapte reale, care spune o poveste plină de peripeții, momente de umor, emoție și speranță. Filmul este în regia lui Andrei Huțuleac, după un scenariu scris de Mihai Mănescu, Andrei Huțuleac și Matei Dima. Știrile HD 365 se opresc aici. Eu sunt Patricia Graure și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend cu soare și nu uitați, ne revedem mâine de la ora 14 la retrospectiva celor mai importante informații din județul Hunedoara. Să aveți o seară cu zâmbete!